Bă, uite, Bogdane, că suntem și pe filmare. Pantalon de la pula în gâr, 4 milioane de lei de belură. 400 de lei, da, păi. 400 de lei. Nebun la cap. Sincer, Cristian. Uite, bă, ce pantalon, ia vezi, mă. Ia vezi, mă. Să vede, uite, vezi, mă. 400 de lei m-a costat. De unde, la pula în gâr? Și geaca asta de la Bershka, 800 de lei. 80 de lei. 8 milioane vei, bă. Adevărat, Bogdane, e tot la fără. Bă, Bogdane, nici în vagabond sunt 4 milioane. A? Păi am și de acolo, am și de acolo. Păi ai și de acolo, dar acolo sunt 4 milioane. Căciula din vagabond. Căciula, cine mai are o căciulă ca asta, bă? Nu vorbi, Bogdane, că zic că ești de la Paște o aia. Dar căciula face tot câte ai dat, 50 de lei? Din car. 75 de lei. N-a costat mult, doar 75 de lei căciula. Din Carrefour. Căciula originală cu blăniță pe dedesubt. Din Carrefour. Ca faci cala cu geaca modernă din piele? De la mezelul de luată. Cusută manual. Mezelul de oaie. De acolo e luată și asta. S-a marcat, nu? Cine a dat? Nu știu. Tot e ham. Minutul 8. Mi-a expirat biletul, bă. Bă, păi și ghetele astea nu știți, mă, nimic? Da, astea nu mai minte, că nu mai are ce să bage la ele. A dat 10 milioane, ce să mai bage? Că dacă mai bagă două după, bate la ochi. Două, păi el bagă câte două, bagă la căciulă, bagă la pantalon 3 bă, milioane. Bă, și geaca asta, pufuletele astea, iau-te, mă, de la Bershka, iau-te. Cheile la mașină de unde? De la BMW? Da, pentru și cheile de la mașină. Cheile de la BMW, mașina... Cheie Steve Briceac, așa e zice. Mașina la Mercedes, cheile la BMW. Nu pot să scot acum să-ți arăt. Cum face ca un Briceac. Și-a deschid așa. Da. Te tai. Ar putea să scot cheile. Băi, păi și ghetele astea nu mai ziceți, mă, mâncate și să mă vadă și pe mine lumea. Ia uitați, mă. Băi. Care dormiți pe voi pe acasă, ia uite. I-am avut. Ia uite, mă. Yoshi Yamamoto. Hă? Ce ziceți de astea? Am dat și pe astea 18 milioane de plasticul acum. Astea chiar a dat... Astea chiar a dat 500 de euro pe astea. Da. Să le poartă sănătos, nu contează cât a dat, că dai 5 lei, că pantalonii ăia n-a dat 3 milioane, că a dat 100 de lei, dar lasă, le poartă sănătos el. Ce are pe el să le poartă sănătos, dar pantalonii ăștia cu 4 milioane mâncarea și când pulimber mai scump dă 1 milion, nu e perechea de pantalon. Chiar Bogdan, de acum serios, pe pantalon, de unde e el, de pulimber? Da. Cât ai dat? 200. Aha, vezi, mai scump de 200 nu e un pantalon. Da, ăla eram în filmare, mâncați și mai scad la 400. Ne apropiem de Ocean, mai scade câte 50 de lei. Cred că ți-ai luat din Ocean, mă, pantaloni. Căciula parcă din Ocean e luată. Carrefour, băi, adică căciula de la Carrefour. Băi, Carrefour. 15 lei. Îi lipsește semnul ăla, știi, de la Carrefour. Nu, a costat 75 de lei, nu, acum, fără mișto. Băi, da, suntem... 75 minus 50. Cam așa, că are cu noi. Păi ce clarit, ia uite-o, benzinăria asta de aici. E... Și el prima, e benzină. Auzi? Deci prima benzină care am băgat-o în mașina asta când am luat-o, de aici am luat-o. Că am venit de aici, de la Fiat. Auzi, Bogdane? De aici am luat mașina. Pe drumul ăla e Fiat, e reprezentanța Fiat. Auzi, Bogdane? Și n-avea Fiat, și n-avea benzină în ea? Și nu ești nebun că mergeam cu aburi. Aburi mai avea în ea, așa mi-a dat-o. Să lăuda că azi că mi-a dat preșuri de mașină gratis. Da. Și eu am dat 13.000 pe mașină și ei se lăuda cu preșurile astea de 1.500.000. Ia uitați că un cadou, preșuri cu tare și mașina n-avea benzină în ea. Și s-a oprit pe drum de vreo 3 ori. Mergea cu aburi de la benzină și nebun la cap. Când ai luat mașina? Asta nu e la, nu zic la mișto. Da. Și de nouă, mă? Da, mă, da, de nouă. Deci nu aveam... Și s-a oprit mașina când ai luat-o de nouă? Da, mă, da, s-a oprit de trei ori, păi n-avea benzină, mi-a dat-o fără benzină. Cum s-a ținut de aparat? Uite așa. Păi tu nu știai?
Mi-a zis, vă sugerăm să mergeți la prima benzinărie, la prima stație. Sărăcile, treacă, da, după mă, ce da, că le-ai dat atâtea da, pe da, mașină. Da, da, da. Și tu trebuia să zic, ia gata mă, dacă nu-mi băgați benzină, știi nu că, vă mai iau. Știi că la mașină ei se fac niște teste. Și am luat-o cu 5 km sau nu știu cât avea, ceva de genul, știi? Și ei bagă puțină benzină pentru testele alea pe care le fac ei. Și nu mai avea mașina benzină. Trebuia să zici, bă, dacă nu-mi bagi benzină, nu ți-o mai cumpăr. Dar vezi cum îți băga full-ul, îți făcea. Păi ce, că mașina era plătită, mă. Înțelegi? Da. A fost plătită, am dat un avans, a trimis comanda și a fost asamblată în Turcia, mașina. Acolo se asamblau astea, linia. Ești pe live acum sau pe filmare? Pe filmare. Filmare? De ce? Vrei să zici ceva? Nu, nu vreau. Nu, nu. Am întrebat. Ia uite mă ce blocul uite ăla. Ce slăbălug e, vezi? De acolo sunt 10 apartamente, cred, într-un bloc. Da. Ce mișto! Mișto, mișto. Mișto, mișto, mișto. Mișto, mișto. Cred că e un apartament pe etaj, nu? Sau două. Pe mai ești pe partea, bă. Mișto, mișto, mișto.